Am reușit să aflăm care este desertul preferat al Andreiesca, desert care la noi nu se găsește, iar șef Samuel ne va ajuta astăzi să o pregătim. Tarta care se numește cum? Tartatin. În francez, tartatin. La noi asta e un desert, cum se zice, foarte tradițional. Și o înveți la școală cu tot, este foarte bun. Noi avem nevoie de mere, un pic acru, să fie mai gustos. Zahăr, un pic de portocale. Și un aluat de făitaj. Și bineînțeles, și Andrei a jucat cu mașinile asta. A venit odată. Avem zahăr și faci un caramel. Dar asta nu e un desert de dietă. Caramel, caramel, un bag. De unt, se fie caramelizat, mai caramelizat. S-a caramelat și se poate un pic mai mult. Da, se fie mai gustos. Le bag direct în caramel. Le înghisuit un pic. Un pic de zahăr. Acum, desert e gata. Trebuie să bag la cuptor și așteptăm. Ce-a văzut? Ce norocos, Andreea! Alors, Andreea, buona sera! Și, bineînțeles, la mulți ani și sunt foarte mulțumit că ai gătit pentru tine desertul tău preferat, tartatin. Și, we are forever young, on va rester toujours jeune. Și la mulți ani încă o dată și enjoy the dessert.